Bună dimineața tuturor! Suntem din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Universul Credinței. Vă mulțumesc că ați ales pentru această dimineață programul nostru. Iată ce puteți urmări în prima parte a emisiunii. Alba Iulia, file de istorie. Armonii corale în prag de sărbători. Românii din Marcovăț, păstrători de limbă și credință. Un detaliu arhitectonic, turnele catedralei Curtea de Argeș. Toate acestea în Universul Credinței. Doamnelor și domnilor, așa cum vă anunțam, săptămâna trecută la Cernavod a avut loc o nouă ediție a Festivalului Internațional de Muzică Corală. Desfășurat pe 26-27 noiembrie, manifestarea a reunit atât grupuri vocale cât și personalități marcante ale muzicii corale românești. Compozitori, dirijori, muzicologi și profesori universitari, precum Constantin Arvinte, Voicu Enăchescu, Valentin Gruiescu, dar și alți invitați de onoare, printre care și înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Un reportaj de Marius Avădanei. La inaugurarea podului Carol I, acum peste 120 de ani, preotul cărturar Dimitrie Chirescu, care a oficiat slujba religioasă, a vorbit într-atât de frumos încât regele Carol I l-a îmbrățișat. Tot atunci a avut loc și prima prestație a corului Ide Chirescu din Cernavod. Am ales acest lăcaș sfânt, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, pentru secțiunea de muzică sacră, muzică religioasă. Suntem atâtea nații, atâtea etnii la acest festival, dar noi suntem ca frații, pe noi ne unește cultura, ne unește muzica. Ioan de Chirescu a fost un mare compozitor român, născut la Cernavodă, de fapt în Rasova, dar a activat în Cernavodă, și de aceea festivalul nostru poartă acest nume, Ioan de Chirescu. Era fiul preotului Dimitrie Chirescu, care la vremea respectivă era un mare om de cultură al locului și se pare că ei sunt, familia Chireștilor este cea care a pus bazele acestui cor pe care eu îl conduc astăzi, corul Ioan de Chirescu. Am invitat coruri din mai multe țări, să știți, nu degeaba ne numim Festival Internațional, pentru că sunt coruri din Bulgaria, din Moldova, din Statele Unite, din Italia, care vin și care ne încântă, ne cântă și ne încântă cu producțiile lor, care uneori sunt extraordinare, cum am avut și surprize în prima parte, cea laică, și sper că vom avea și în cea religioasă de astăzi. Și
românească și de data asta colindele românești în bisericile ortodoxe. De aceea am ales și un repertoriu adecvat, un repertoriu de colinde de origine bizantină, colinde foarte vechi, pe care românii le cunosc și le cântă împreună cu noi în timpul concertului. Cântatul în cor este frumos și mai ales în biserică. De ce mai ales în biserică? Pentru că armonia care se naște din vocile umane se apropie mai mult de Dumnezeu. Parcă se apropie mai mult de îngeri, de serafimii și de heruvimii care cântă în ceruri scaunului ceresc. Și noi dorim ca să ne înălțăm, dorim să și să înălțăm pe oameni în același timp. Sositați-vă cea sfântă, Domnului, și-a născut Domnului Hristos, veți îngerii.